Accidentul s-a petrecut ieri după amiază pe raza localității Plupșoru. 4 autoturisme și un tir s-au izbit violent din cauza unui șofer care circula fără permis de conducere. La data de 6 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Turceni au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul că pe raza satului Olari s-ar fi produs un eveniment rutier soldat cu victime. Din cercetările efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 31 de ani din comuna Bâlteni, în timp ce conducea un autovehicul pe drumul național 66 Olari, ar fi efectuat o manevră de depășire a unui alt autovehicul condus de o tânără de 24 de ani din municipiul București. În momentul pătrunderii pe contrasens, bărbatul a intrat în coliziune cu un autotren condus de un bărbat de 44 de ani din comuna Stejari, precum și cu alte două autovehicule. 10 persoane se aflau în autovehiculele implicate în accident, 2 dintre ele au ajuns la spital. În urma impactului au rezultat 2 victime, care au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Toți conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Totodată, din verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere. Polițiștii continuă cercetările în acest caz. Șoferul vinovat de producerea accidentului este acum cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni.